Și acum să continuăm cu punctul C. Demonstrați că dacă că F este inversabil și aflați inversa. Păi ca să fie inversabilă, trebuie să fie și injectivă și bijectivă. Așa. Ca să demonstrăm că este injectivă. Nu, injectivă și subjectivă. Dar odată, abia două deodată nu. Mai greu să putem dovedi amândouă deodată. Ce înseamnă funcție injectivă? Injectivă, adică nu sunt două valori distincte cu aceeași imagine. Da. Nu există două sau mai multe valori cu aceeași imagine. Adică dacă X și Y sunt diferiți, Y trebuie să fie diferiți. Asta ar trebui. Deci dacă F injectivă, dacă și numai dacă, din X1 diferit de X2 aici, se rezultă că F de X1 diferit de F de X2. Adică dacă X și Y sunt diferiți la pornire, imaginea să fie F de X1, diferit de F de X2. Aceasta ar fi o definiție. Care e mai greu de... Că ar trebui să căutăm noi toate valorile distincte din domeniu și sunt o infinitate, nu? Da. Deci oricare ar fi X1, oricare ar fi X1 și X2. Din 0 tipă 2, în cazul nostru. Da. Trebuie să arătăm că dacă luăm două valori distincte, oricare două valori distincte, imaginele sunt distincte. Ori nu putem epuiza așa. Pentru că aici sunt o infinitate de valori și noi pe toate trebuie să luăm în comparație. Da. Și atunci mergem, asta ar fi o definiție 1. Definiția 1. Definiția a doua este negația acestea. Nu negația. Să știi că în logica matematică, P implică Q este echivalent din punct de vedere al adevărului cu non-P implică. Non-Q. Non-Q implică non-P. Da? P implică Q este același lucru cu non-Q implică non-P. Aici este P la noi. Ăsta e P și ăsta e Q. Da. P și Q. Și atunci ar trebui definiția care să fie echivalentă cu definiția dată inițială ar fi non-Q, adică F de X1 egal cu F de X2, să rezulte non-P. X1 egal cu X2. Deci definiția ar spune așa, F injectivă, dacă și numai dacă, din F de X1 egal cu F de X2, să rezulte X1 egal cu X2, să rezulte unică situația asta. Adică nu mai am altă alternativă. Da. Doar varianta X1 egal cu X2. Și ca să mă fac înțeles, am să iau așa. F de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6. Un exemplu. El devine pe el cu valori inerte. Ce părere ai? Funcția asta este injectivă? Adică, pentru orice două valori distincte, imaginile sunt distincte, ingrișe sunt diferiți? Putem găsi două valori distincte cu aceeași imagine? Părere că da. 2 și 3. Iată. Pentru 2, F de 2 egal cu 0. Că vine 4 minus 10 plus 6 face 0. Adică lui 2 îi se pune corespondență 0. Dar lui 3 tot 0. Da. Și avem două valori distincte. Da? Da.
distincte, doi indiferent de 3 și cu aceeași imagine. Și dacă două valori, am găsit două valori distincte cu aceeași imagine, deci egalitate, sau funcția nu este injectivă. S-a contrazis. Deci funcția așa definită aici nu este injectivă. Pentru că am găsit valori distincte cu aceeași imagine. Noi trebuie să arătăm că însă funcția de mai sus, că este injectivă. Adică dacă plecăm că f de x1 egal cu f de x2, uite, în cazul ăsta, dacă făceam, să rezulte neapărat x1 egal cu x2 unic. Unic, adică altă variantă să nu mai fie. Este ce face f de x1 în cazul ăsta? F de x1 ar face cât? F de x1 ar face x1 la pătrat minus 5 x1 plus 6, da? Da. Și f de x2 cât ar face? X2 la pătrat minus 5 x2 plus 6. Iar de aici f de x1 egal cu f de x2 ar însemna egalitatea asta. Da. Adică ce? X1 pătrat minus 5x1 plus 6 minus 5x1 plus 6 egal cu x2 pătrat minus 5x2 plus 6. Dacă este 6 cu 6 se da. Termină. Ducem tot în primul membru și vin x1 pătrat minus 5x1 minus x2 pătrat plus 5x2 2. Plus 5x2 egal cu 0. Și ar fi x1 pătrat minus x2 pătrat minus 5 pe lângă x1 minus x2 egal cu 0. Să că n-am găsit. Deci x1 pătrat minus x2 pătrat minus 5 pe lângă x1 minus x2, că am scos minusul în față. Da. Dar x1 pătrat minus x2 pătrat se mai scrie ca fiind x1 minus x2, nu? Da. Diferența două pătrate, pe lângă x1 plus x2 minus 5 pe lângă x1 minus x2 egal cu 0. Și avem x1 minus x2 factor pe care îl facem, x1 minus x2 pe lângă x1 plus x2 minus 5. Minus 5. Egal cu 0. Un produs egal cu 0 cât? Dacă termenii pe rând, fiecare este... Fiecare cu șansă fie 0. Deci a rezultat că x1 minus x2 egal cu 0. Sau x1 plus x2 egal cu 5. Nu, minus 5 egal cu 0, egal cu 5. Iată, 1 și 4 fac 5. 2 și 3 fac 5. Deci mai sunt alte posibilități. Așadar, de aici nu mi-a ieșit numai unica variantă x1 egal cu x2, ci am mai avut o variantă. Deci de aceea funcția de aici, funcția de gradul 2, nu este injectivă. Noi n-am făcut exercițiu. Am părăsit un pic pentru că am vrut să văd ce înseamnă injectivitatea. Da. Deci pentru a arăta că o funcție este injectivă, cel mai des folosit este definiția a doua. Din f de x1 egal cu f de x2 se rezultă în mod unic o singură alternativă, o singură variantă, să ai x1 egal cu x2. Nu ca aici. Am avut fie x1 minus x2 egal cu 0, care înseamnă ce? X1 egal cu x2. Dar am avut sau x1 plus x2 egal cu 5. Și asta mă dă peste mână. Mă dă peste... Nu? Nu am șanse să pot arăta că funcția injectivă. De fapt, nici nu este. Hai să ne întoarcem la exercițiul nostru, să vedem dacă funcția de mai sus este sau nu injectivă. Aplicând definiția. Deci, f de x1 egal cu f de x2 echivalent, poate spune că sin de x1 minus cos de x1 egal să egal cu sinus de x2 sinus de x2 minus cos de x2, da? Echivalent cu. Ducem totul în membru stâng
Și ar urma. Sin de x1. Sin de x1 minus sin de x2. Minus cos de x1 plus cos de x2. Egal cu 0. Echivalent cu. Diferența două sinusuri. Aici e problema. Nu mai amintesc formulele astea. Sin de ceva minus sin de altceva. Pentru asta o să cer, spui, la sin de alfa plus beta, mai plecat, mai făcut-o. Dar faptul că e care dată cu gândul că poate, poate, trigonometria poposește și la tine. La tine și la toți cei mulți care ne vor privi la lecția asta. Și o să plec de la sin de A plus B. Cu cine este asta? Sinus de A cosinus de B. Așa. Plus sin B cos A. Plus sin B cos A. Sin de A minus B egal cu sin de A cos B. Așa. Minus sin B. Așa. Cos A. Cos A. Frag minici de scală. Și vine sin de A plus B. De scăderea mea cu da. Voi. Sin de A plus B. A plus minus sinus B. A minus B. B. Egal cu? Dacă le scădem, rămâne sin de B cos A plus sin B cos 2 sin B cos A. Da. Deci la scădere, ăsta dispar și deci el rămâne ăștia. 2 sin B cos A. Face 2 sinus de B cosinus de A. De acord. Și aici, ca să vedem, notăm A plus B cu un alfa și A minus B cu un beta. Da, bine. Și vine 2A egal cu alfa plus beta, adică A egal cu alfa plus beta pe 2. Iar dacă le scădem, vine 2B egal cu alfa minus beta. B va fi egal cu alfa minus beta supra 2. Și atunci avem ce devine formula? Devine sinus de alfa minus sin de beta. Așa este? Da. Egal cu 2 sin de B. 2 sin de alfa minus beta pe 2. Sinus de alfa minus beta pe 2. Cosinus de A, adică de alfa plus beta pe 2. Iată că avem această formulă. Sin de alfa minus sin de beta. Deci, sinus de alfa minus sinus de beta egal cu 2 sinus de alfa minus beta pe 2 cosinus de alfa plus beta pe 2. Adică ar fi la noi, în loc de alfa este x1 și în loc de beta este x2. Și va veni cât? 2 sinus de x1 minus x2 pe 2 cosinus de x1 plus x2 supra 2 minus, putem scoate un minus în factor și ar veni cos de x1 minus cosinus de x2, da? Egal cu 0. Echivalent cu. Acum suntem la diferența două cosinusuri. Cum crezi o să găsim, cum o să găsim și formula diferenția două cosinus? Păi facem cosinus de A plus B și cosinus de A. Sigur că da. Scădem, înlocuim A plus B și A. Așa. Deci facem același lucru, da? Da. Parcurgem același lucru. Deci o să zicem de la cosinus de A plus B egal cu cos A cos B cos B minus sin A sin A sin B. Așa este, nu? Da. Și cos de A minus B. Cos A minus B egal cu cos A cos B plus sin A sin B. A sin B.
Și să facem scăderea cosinus D. A plus B. Minus cosinus A minus D. Da. Egal cu. B egal cu. 2, nu. Sin A sin B minus sin... Nu. Cos A cos B. Și minus cos A cos B, că dacă e cu minus se schimbă semnul. Ăștia se reduc. Da. Se scapă, da? Da. Și face... Ăsta va fi minus, aici va fi minus. Minus cos A cos B minus... Păi nu minus cos, că minus cos plus cos A cos B și cu cos A cos B se reduc. A. Atunci 2... Semnul. Minus 2 sin A. Păi minus 2. De asta rămâne cu minus și minus al doilea, deci minus 2 sin A. Sin B. Sin B. Și atunci, plătăm A plus B cu un alfa, minus B cu un beta, se repete situația și asta apare formula care cos A, cos alfa minus cos beta, cos alfa minus cos beta, egal cu minus 2, minus 2 sinus B. A. Care alfa, nu. Aul era alfa plus beta pe 2. Alfa plus beta pe 2. Alfa plus beta sufrat 2. Cosinus de B, care este? Care este alfa minus beta pe 2. Alfa plus beta pe 2. Deci, zicem echivalent cu 2 sinus de, copiem, da? Sin de x1 minus x2 supra 2, ori cosinus de x1 plus x2 supra 2 minus cos minus cos este minus 2 sin sin, dar și cu minusul de aici în față face plus 2 sinus x1 plus x2 supra 2 ori sinus de x1 minus x2 supra 2 egal cu 0, nu? Ce observăm din cei doi termeni? Avem x1 minus x2 supra 2. Avem ce? Da, avem sinus de x1 minus x2. Sigur că da, așa trebuie. X1 minus x2 da, nu poți să-l scoți din argument. Da. Și chiar un 2 ar fi. 2 de aici. 2, 2. Ăștia sunt doi termeni. Și este 2 sin de x1 minus x2 pe 2 comun. Și o dăm un factor comun. 2 sinus de x1 minus x2 pe 2 pe lângă cine? Avem cosinus de x1. Cosinus de x1 plus x2 pe 2 plus sinus x1 plus x2 pe 2. Da? Totul egal cu 0. Și asta toate egal cu 0. Și când la mulțire produs egal cu 0? Când pe rând fiecare din termen este 0. Deci de aici rezultă că am avea două situații, și anume, fără 2, doar sinus. Sinus de, sinus de x1 minus x2 pe 2 egal cu 0 sau? Sau cosinus de x1 plus x2 pe 2 plus sinus de x1 plus x2 pe 2, egal cu 0. Egal cu 0. Despre x și în ce zonă aveam? În 0 pi pe 2. 0 pi pe 2, da. Deci x1 este cuprins. X1 este cuprins în 0 pi pe 2. X2 tot în 0 pi pe 2. Cu egal parte. Interval închis. Trag niște adună și vine 0, mai mic egal de x1 plus x2, mai mic egal de pi pe 2 plus pi pe 2, înseamnă pi. Împart totul prin 2, că este x1 plus x2 pe 2. Da? Și da. Și vine 0, mai mic egal de x1 plus x2 pe 2, mai mic egal decât pi pe 2.
Deci argumentul este în 0 pi pe 2. X1 plus X2. Înseamnă că unghiul ăsta, X1 plus X2 pe 2, aparține cadranului 1. Deci X1 plus X2 pe 2 aparține lui 1 roman, cadranului 1. Cum este sinusul și cosinusul în cadranul 1? Sunt pozitive. De același unghi, da? Da? Sunt pozitive. Două numere pozitive adunate să facă 0 vreodată? Nu. Deci asta e imposibil. E imposibil asta. Și atunci rămâne singura variantă. Cosinus de x minus x1 minus x2 supra 2 supra 0. 0. Sin de cât este 0? Pentru ce unghi? Când sinusul este 0? Când unghiul este 0. Deci când deschizătura este 0, nu m-am proiectat pe asta greșit. Deci când argumentul este 0, adică x1, deci rezultă x1 minus x2 pe 2 se face 0. Și atunci, când se întâmplă asta? Când e la 0. Când? În numărătorul. Da. Deci x1 minus x2 egal cu 0 și adică x1 egal cu x2. Deci noi am plecat de la cine? De la f de x1 egal cu f de x2. Uite-te, te rog. Da. Am plecat de aici și am ajuns la singura variantă, dar numai asta. X1 egal cu x2, în mod unic. Da. Nu mai am și varianta asta. Asta este exclusă. Da? Este exclusă pentru că nu are cum să te... Nu este 0 niciodată. Chiar e diferit de 0. Da. Și ce spuneam? Funcția este injectivă dacă din f de x1 egal cu f de x2 să rezulte în mod unic doar o singură variantă, x1 egal cu x2. Și așa s-a întâmplat la noi. Da. Deci funcția este injectivă. Deci avem toată convingerea că funcția este injectivă. Sunt subiectivitatea să o vedem acum. Subiectivitatea. Ia să vedem cum vede, care e definiția subiectivității. Deci F definiție. F, F definită pe 0 I pe 2 cu valori în minus 1, 1 surjectivă, dacă și numai dacă... Știam că f de x egal cu y de x. Trebuie să înțelegem bine lucrurile, da? Da? Acolo injectivitatea e înțeles. Da. Da? Subjectivitatea așa spune. Funcția e subjectivă dacă toți y-ii sunt fericiți. Toți y-ii să fie fericiți. Adică... Adică pentru fiecare y să găsim un x cât el să fie imagine. Deci scrie așa cuvintele astea așa. Deci F surjectivă dacă toți Y-ii sunt fericiți. M-a sunat o profesoară de pe din Brăila. Tânăr profesoară de matematică și a spus, domn profesor, niciodată am terminat liceul, facultatea, și nu am știut ce înseamnă cu adevărat funcție subjectivă și injectivă. Când am întâlnit, când v-am întâlnit pe dumneavoastră și ați spus că funcția e subjectivă dacă toți y-ii sunt fericiți, a fost și eu fericită. Superbă chestie. Ce înseamnă? Am tradus în cuvinte ce înseamnă că y-ii sunt fericiți. Înseamnă așa, întrebându-i pe fiecare din ei, la oricare y ne-am oprit, deci la oricare y ne-am oprit din minus 1, 1, la orice Y dintre, din zona, din codomeniu, da, să rezulte că există X din domeniu, adică dintre, să rezulte că există, asta e super. Asta trebuie să arătăm. Că noi găsim X-ul din domeniu, așa încât, din, de un, de un, dintre 0 și pi pe 2 în cazul nostru, așa încât, Y cu acela la care ne-o oprim noi, Y cu acesta să fie egal cu f de x, adică Y să fie imaginea X-ului. Da. Da? Y să fie egal cu f de x.
cât de frumos sună, funcția subiectivă, dacă toți ei grecii sunt fericiți. Da. Și acum am tradus ce înseamnă că sunt fericiți. Cum ei grecii sunt imaginea aicilor, înseamnă la orice ei grecii am oprit, dintre minus 1 și 1 din codomeniu, să rezulte că de fiecare dată găsim x-ul din domeniu, 0 pe 2, așa că y-ul să fie ca pe de x. Noi plecăm cu y era cu e de x, așa avem minte chestia asta, dar nu ți era clar ideea. Deci plecăm de la y egal cu e de x, y egal cu e de x, din ecuația asta, din egalitatea asta, ceea ce ar însemna că y egal cu cine? Sin de x minus cos de sin de x minus cos de x. Asta ar însemna relația. Y egal cu sin de x minus cos de x. Și y unde se află? Numărul unde este? Unde... Minus 1, 1. Că e codomeniu. Y e cunoscut. Da. Numărul între minus 1 și 1. Minus 1 pe 2. Radical din 3 pe 2. Minus radical din 3 pe 2. Oricum, un număr din zona asta. În ecuația asta, y e cunoscut. Noi trebuie să aflăm pe x funcție de y. Da. Și cum, frate, cum rezolvăm ecuația asta? Păi n-am rezolvat noi ecuații mai înainte, da. Numai că a fost y cu 0. Dacă mai este un y, oarecare, între minus 1 și plus 1. Ce modalități avem de rezolvare unei ecuații trigonometrice lineare? Trei metode. Una din cele trei metode. O aplicăm aici. Cu... La care te-ai oprit? Asim pătrat de x și plus cos pătrat de x. Îți place ție așa da. Bine. Mă, pui, mie nu-mi place deloc. Nu? Suntem în, să spunem, în opoziție aici. Unul față de celălalt. Dar eu fac chestia asta, că dacă e comanda la tine, așa o fac. Așa, da. Aș face cum? Păi, atașăm, scriem ecuația. Deci aș scrie sin de x minus cos de x egal cu y. Și aș atașa de sub sin pătrat de x plus cos pătrat de x egal cu 1. Se formează sistemul ăsta de 2 ecuații până cu 2 neconstruite. Notăm sin de x. Sin de x egal cu p. Cos de x egal cu t. Și voi avea de rezolvat ecuația. T minus v egal cu y. Y e cunoscut. Da. E un număr. Între minus 1 și plus 1. Și t pătrat. Plus v pătrat egal cu 1. Din prima se scoate t. T egal cu y plus v. Cu teo cunoscut, mergem aici. De ce nu-mi place mic? Mă apuc să rezolv ecuația gradul 2 și cu... nu pot să găsesc numele concrete, că depinde de y cu acela ecuația și mă... Dar timp nu, simt, nu mă simt bine. Asta e motivul, da? Așa că te las pe tine. Dacă tu te simți bine așa, fă o tu. Eu aș merge cu unghiul auxiliar. Că am șansa să pun 1 ca e tangentă de pi pe 4. Da. Și am mai făcut-o. Deci am ecuația sin de x. Deci metoda asta s-o faci tu. Și ăsta e motivul pentru care mie nu-mi place. Da. Că e multe lucruri și eu de regulă evit să muncesc foarte mult. Atunci când sesizez că am șansa unei alte idei. De sin de x minus tangentă de pi pe 4. Așa mi-e dat. Tangentă de pi pe 4 ori cos de x egal cu y. Echivalent cu sin de x minus dacă e sin pe cos, da? Sin de pi supra 4 supra cosinus de pi supra 4 ori cos de x egal cu y. Echivalent.
Tot pe aceeași micolor. Da, și avem sin de x ori cos de fi pe 4 minus sin de fi pe 4 ori cos de x egal cu y ori cos de fi pe 4. Da. Cum ar fi aceeași micolor. Da. Echivalent cu. Ce se întâmplă? Ce este? Ce formulă este aici? Scăderea sinusului. Sinusul scăderii, da. Nu scăderea sinusului. Da. Sinusul scăderii, sinusul scăderea lungă. Devine sinus de x minus pi pe 4 egal cu y ori... Cosinus de pi pe 4. Cât e cos de pi pe 4? Cosinus la 40 de grade. Cos... Radical de 2. Radical de 2. Y cu radical de 2. Și am sinus de ceva egal cu Y cu radical de 2 pe 2. Dar Y în ce mulțime se duce? Deci cum Y se duce, din ce zonă l-am luat eu pe Y? Dintre minus 1 și 1. Deci cum am minus 1 mai mic egal decât Y mai mic egal decât 1, cum am așa ceva, cum înțeles cu radical din 2 pe 2 egalitatea asta și echivalent poate spune că minus radical din 2 pe 2 mai mic egal cu Y, y care da, mai mic egal decât radical din 2 pe 2. Deci valoarea sinusului ăsta este un număr cuprins între minus radical din 2 pe 2 și radical din 2 pe 2. Adică dacă este un număr cuprins între minus radical din 2 pe 2 și radical din 2 pe 2, sinusul care e cuprins între aceste două valori, între minus pi pe 4 și pi pe 4. Deci, cum unghiul e cuprins în asta, arc sinusul, inversa funcției, ar fi între minus pi pe 4 și pi pe 4. Deci la întrebarea, cât este x minus pi pe 4 încât valoarea să fie între minus radical 2 pe și radical minus radical 2 pe 2 și radical 2 pe 2? Arcsin de... Arcsin de minus radical 2 pe 2 înseamnă minus pi pe 4. Deci exact cum ar veni aici echivalent, cu a spune că x minus pi pe 4 este un unghi cuprins între minus pi pe 4 și respectiv pi pe 4. Și atunci adun în ambii membri un pi pe 4 și în stânga și în dreapta 0 mai mic egal decât x mai mic egal decât pi pe 2. Deci ecuația f de x egal cu y muncită ne zice că există x în ce zonă? 0 și pi pe 2. Păi așa trebuia să fie. Da. Da? Există x între 0 și pi pe 2. Deci, pentru orice y între minus 1 și plus 1, constatăm că există x-ul, uite cum am găsit, x-ul din intervalul 0 pi pe 2, așa încât y egal cu f de x. Când noi am plecat la y egal cu f de x și noi am constatat că există x-ul. Mă interesa să constat că ecuația aceea admite x între 0 și pi pe 2. Deci funcția este și surjectivă. Iată că funcția mai sus dată este surjectivă, este injectivă și totul este perfect. Asta a fost o variantă de lucru pentru a constata că funcția admite inversă. E subjectivitate și injectivitate, care n-a fost deloc simplă. Hai să mai vedem încă o dată ce lucruri deosebite lucrăm. De o jumătate de oră, dacă nu, la chestia asta. Da. Ce a fost aici interesant? Mai întâi trebuia să înțelegem ce înseamnă funcție injectivă și subjectivă. Injectivitatea înseamnă că la toți și diferiți, eu să fie diferiți, dar cum asta e greu de făcut pentru că domeniul era infinit, nu puteam să luăm toate valorile distincte și să vedem dacă imaginele sunt distincte. Am mers cu duala acestea. P implică Q este același lucru cu Q implică. Non-Q implică non-P.
Și atunci, din f de x-ul egal cu f de x2, se rezultă în mod unic, foarte important, în mod unic, x-ul egal cu x2. Și am plecat de la f de x-ul egal cu f de x2. Și ne-am dus într-o ecuație, o egalitate foarte ciudată. Sin de x1 minus cos de x1 egal cu sin de x2 minus cos de x2, am dus tot în primul membru. Da. Ne-am lovit de diferența sinusuri, a două sinusuri, diferența a două cosinusuri. Diferența a două sinusuri face 2 sin de x1 minus x2 pe 2, cos de x1 plus x2 pe 2. Cealaltă diferență a două cosinusuri face minus și cu minus face 2 sin de x1 minus x2, x1 plus x2 pe 2 și sin de x1 minus x2 pe 2, am scos în factor comun, ne-a ieșit sin de 2 sin de x1 minus x2 pe 2, pentru că cos sin de x1 plus x2 pe 2 plus cos de x1 plus x2 pe 2, egal 0, produs egal 0 pe rând, fiecare este 0, dar constatăm că a doua variantă nu poate să fie 0 niciodată. Și rămâne singura variantă, sinus de x1 minus x2 egal pe 2 egal 0, înseamnă că argumentul este 0, adică x1 sinusul e 0, când argumentul e 0, pi și rămâne 4. Pi, 2, pi, 3, pi. Dar pe noi ne interesa doar 0, pentru că celălalt cu pi, 2, pi, datorită fericități. Noi aveam o clară între 0 și pi pe 2. Yeah. Unghiul. X1 și X2. Și atunci am ajuns la concluzia că X1 egal cu X2 este singura variantă. Da? Din, de acolo. Și cu asta ne-a ieșit că funcția este injectivă. Pentru subiectivitate. Pentru ca funcția să fie subiectivă, o funcție este subiectivă dacă toți grecii sunt mulțumiți. Da? Toți grecii sunt fericiți. Adică, la orice y te-ai oprit și l-ai întrebat, mă, pentru tine se găsește cineva? Da. Dacă găsești unul care e trist, încă o domeniu stă unul și spune, eu sunt foarte trist, pentru că pentru mine niciun X nu există. Ei bine, noi am plecat cu e relația că y egal cu f de x, y între minus 1 și plus 1. Da. Și am văzut dacă găsim x și pentru relația aceea, dacă x și găsim între 0 pi pe 2. Și am găsit. Deci am plecat cu y între minus 1 și 1, ne-a ajutat foarte tare aici. Când am zis y între minus 1 și 1, am mulțit cu radical din 2, am constatat unde se găsesc y radical din 2 pe 2 și pentru ecuația trigonometrică, argumentul era între minus pi pe 4 și pi pe 4. Cine la argumentul lui sinus este x minus pi pe 4. Că m-a adunat pi pe 4 ca să-l scădăm până să ne apare x-ul, între 0 și pi pe 2. Păi ăsta era, x și de acolo. Da. Pentru y și respectiv găsim x. Și cu astea considera că funcția este subjectivă. Bine. Funcția este și subjectivă și injectivă, deci este bijectivă. Da? Deci funcția f de x egal cu sin de x minus cos de x, f definit pe 0 pi pe 2 cu valori este surjectivă și injectivă, deci f bijectivă, și atunci rezultă că există f este inversabilă, f inversabilă, deci rezultă f la minus 1, rezultă că există f la minus 1, care va fi definit, va fi definit, va schimba domeniul pe minus 1, 1 cu valori în 0 pi pe 2. Cu valori în 0 pi pe 2. Cum o găsim? Care-i legea? Că deocamdată n-am stabilit decât că există inversa ei, știm că este corectă, dar nu am găsit rețeta inversei. E, rețeta funcției inverse o găsim de aici. Deci, pentru a găsi inversa, e vorba de a găsi pe x din ecuația asta. Și spunem, am sinus de x minus x supra 4 egal cu y ori radical de 2 pe 2. Și de aici spunem că
rezolvarea ecuației aceștia, ne amintim argumentul, sin de ceva egal cu un număr, cum spunem, argumentul egal cu minus 1 la carb, sinus de nu știu ce, da? Aplicăm. Deci formula x minus pi pe 4 aparține mulțimii, cum știi foarte bine, arc sinus de y radical de 2 pe 2, minus 1 la carb trebuie să, da? Deci, minus 1 la k, arc sinus de y radical din 2 pe 2, plus k pi. Cu k parcurge z. Asta în general. Dar, în cazul nostru, avem o situație particulară. Și anume, zicem că x minus pi pe 4 este unul cuprins între minus pi pe 4 și pi pe 4, da? Da. X minus pi pe 4 egal cu arc sinus, arc sinus de y radical din 2 pe 2. Și de aici x-ul va fi egal cu pi pe 4 plus arc sinus de y radical din 2 pe 2. Mă vei întreba acum, dar totuși n-am înțeles. De ce se renunță la K periodicitatea aceea și minusul la K și așa mai departe? Da. Pentru că, vezi, argumentul este între minus pi pe 4 și pi pe 4. Da? Și atunci K-ul devine 0 și rămâne axin de Y cu radical din 2 pe 2. Da. Și când se întâmplă chestia aia, de fapt, fiindcă K-ul parcurgea pe Z, K-ul poate fi și 0, da? Da. Și atunci minus 1 la 0 face 1 și rămâne axin. Și pe pi pe 4 îl duc în partea cealaltă și atunci funcția e inversă. F la minus 1 pe care o căutam este asta. F la minus 1 de x de y. E invariabilă la y. Uite, pe y este. Da. F la minus 1 de y egal cu pi pe 4 plus arc sinus de y radical din 2 pe 2. Dar urechea noastră nu e prea obișnuită în variabila y. Ea e obișnuită în variabila x. Da. Și acum pe y înlocuim cu x și urmează să spunem foarte clar că pentru funcția f de x pentru f de x egal cu sin de x minus cos de x cu f definită pe 0 pi pe 2 cu valoare minus 1, 1 există inversa f la minus 1 de x egal cu pi pe 4 plus arc sinus de x radical din 2 pe 2 x radical din 2 pe 2. Deci în variabila x, că așa se dau funcțiile, cu f, f la minus 1 definită pe minus 1, 1 cu valori în minus 1, 1 cu valori în 0 pi pe 2. A schimbat domeniul ca cu tot domeniul. Așa asta e funcția inversă. Pentru că trebuia să demonstrați că f inversabilă. Și aflați pe inversă. Și am aflat pe inversă. Inversa are legea pi pe 4 plus arc sin de x radical între pe 2 și este, schimbă domeniul cu domeniul, iată problema complet rezolvată la punctul C. Hai să constatăm că punctul C a fost cel mai tare. Da. Nu? A fost foarte complex. A trebuit aici să avem aparatul trigonometric foarte bine pus la punct. Adică să formul de calcul tot ce a trebuit. Să știm ce înseamnă funcție inversabilă, să fie obiectivă, deci și subiectivă și injectivă, să știm ce înseamnă subiectivitate, injectivitate, da? Și mână bună la lucru, iată că m-a ajutat foarte bine la afacerea inversei. Eu am părăsit ideea pe care ai avut-o tu ca să rezolvăm sistemul acela
cu sin pătrat plus cos pătrat. Pentru că eu am văzut în perspectivă că soluția pe care o voi face cu tangent, cu unghiul auxiliar, îmi va fi de mare folos când voi afla inversa. Când m-am dus la sin de x minus pi pe 4 egal cu y, că o radical din 2 pe 2. Și acolo am putut să aplic formula de rezolvare ecuației trigonometrice elementare, sin de ceva egal cu, și am găsit unghiul respectiv. Da. Deci, cât ne-am plimbat prin trigonometrie destul de bine, nu? Da. De asemenea și prin algebră destul de bine, că cea din anul trecut, subiectivitate, injectivitate, bijectivitate, deci lucrurile pe care tu am trecut, nu le-ai făcut atât de bine. Ai auzit acum, venind în clasa 10-a, despre funcții subiective, injective, bijective, da? Dar nu ți era foarte clar. Deci, injectivitatea. Să nu cumva să fie doi de aici cu aceeași imagine. Cum în calcul se face, în practică se face, pleci de la f de x1 egal cu f de x2 și trebuie să arăți că x1 egal cu x2. Asta ar fi o variantă. O alta este să arăți că funcția C este strict monotonă. Crescătoare sau descrescătoare. Și atunci este injectivă. Cum de fapt putem să vedem și aici. Că funcția sinus este funcție strict crescătoare, cosinus e descrescătoare, dar minus cosinus e crescătoare. Și suma două funcții crescătoare va fi crescătoare, deci funcția este injectivă, un mod foarte simplu de arătat, dacă arătăm, am dovedit că funcția este strict monotonă, da? Chiar funcția este și bijectivă, dacă este strict monotonă. Și subjectivitatea se poate surprinde aici. Însă noi, eu am evitat să mă duc așa, mi-ar fi fost mult mai ușor, dar am evitat și am vrut să fac calcul algebric, pentru că cu ocazia asta de a plimba prin trigonometrie suficient de bine. Da. Da. Și în felul ăsta mi-am dorit și o repetiție, o recapturare, dacă vrei, noțiunilor de subjectivitate, injectivitate. Și da. Ce înseamnă inversa după ce te-ai asigurat de obiectivitate, schimbă domeniul cu domeniul, cum o poți găsi concret. Aceste lucruri le-am dorit în exercițiul ăsta. Din nou, s-a văzut că am să amest ușor creștentă, așa ca dificultate. Am plecat de la f de x egal cu 0, o ecuație trigonometrică destul de simplă, dar l-ai propus tu variantele toate, deși ea trebuia văzut că e omogenă. Primul f de pi pe 6 ori f de pi pe 3 a fost o chestiune simplă, chiar foarte simplă, deci trebuia știute valori pentru unghiurile importante, la 30 de grade, 60 de grade. Aici sinusul la 30 de grade este 1 pe 2, egal cu cosinusul de 60. Cosinusul de 60 e sinusul de 30, da? Da. Și paranteza aceea s-a repetat, am spus un minus în fața acolo. Și am putut afla valoarea. Abia când am intrat la punctul C, lucrurile au fost cât se poate de interesante. Câte minute mai sunt? 4 minute, cred că ne oprim aici, nu mai avem timp. Da. Oboseala ne-a prins deja. Eu am avut o zi foarte grea astăzi. Și de aceea îți propun să ne oprim aici. Da. Și să continuăm. Pentru mâine, dacă mai ești în localitate, dacă nu ești în localitate, vorbești cu părinții. Da. Dar eu sunt dispus, chit că mâine am iarăși o zi plină, foarte, da, obișnuit cu ideea că performanța, ca să încerci, să faci tentativa de a urca pe munte, trebuie să muncești, te pregătești zi de zi. Da. Da? Dacă ești în localitate, mă anunț și tot la 6. Până la 6 nu se poate veni. Și atunci îți rămâne ție partea asta, acum, după ce mai câștigat în experiență și în discuția purtată, înseamnă că le iei pe toate care nu le-ai putut face și încerci să le faci. Da. Ai o zi lungă de lucru, o zi întreagă și mâine vei veni doar așa. Aici n-am fost sigură, la asta mai aveam o chestie, din coace. Ia să vedeți ce am gândit aici. Dacă e bine sau nu e bine. Nu sunt sigur aici. Cam asta discuție vreau să o port, da? Da. Noi suntem la testul pe 4, 5, la cât? La 3? La 10, acum. La rest sunt făcute.
Dar dacă în urmă te uiți și ai ceva care nu ți-a fost clar pe aici, chestia asta, nu știu ce, acolo, vezi tu ce lucruri merită să le vedem. Da? Da. Așadar, dragilor, ne oprim aici. Mâine seara. La revedere, dragilor.